Fiindcă El este viu și noi suntem vii și suntem în casa lui Dumnezeu, în locul cel mai potrivit unde putem să-l binecuvântăm și să-l laudăm pe Domnul. Nu am fost pregătit pentru a servi în această seară din Cuvântul Domnului, dar după ce am trimis un mesaj, fraților, că cu ajutorul Lui Dumnezeu voi fi în Casa Lui Dumnezeu astăzi și duminică dimineața, să prevede, doi dintre frați m-au abordat, mi-au cerut să slujesc în această seară și fratele Călin, de asemenea, o în seara aceasta aș vrea să vorbesc inspirat de Cuvântul lui Dumnezeu, de fratele Călin Vereș de duminica trecută seara, când a vorbit de Ioan, de lucrarea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu lucrează în această perioadă de timp și cum Dumnezeu l-a folosit pe Ioan în slujirea lui eu am să citesc tot din Ioan, capitolul 14, două versete, versetul 25 și 26, care spune în felul următor. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi, dar mângăietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. Este o promisiune împlinită de care ne bucurăm să avem și noi parte în această seară. În secolul trecut, în anii 1900, la începutul pentecostalismului din România, Frații au înțeles ce înseamnă sărbătoarea rusaliilor. Au înțeles că este o sărbătoare frumoasă, este o sărbătoare care merită apreciată și merită păstrată ca o amintire a lucrării lui Dumnezeu în Biserica Domnului. Bisericile creștine au ales ca imediat după înălțarea Domnului Isus Hristos să formuleze o formă de a căuta a sta în prezența lui Dumnezeu 40 de zile în post și în rugăciune. Avea timpul acesta vreme de o întâlnire un timp special de pregătire pentru sărbătoarea rusaleilor în zilele în care se așteaptă o manifestare a prezenței Domnului și botezului cu Duhul Sfânt și de asemenea o revitalizare a celor care mai devreme au fost umpluți de puterea Domnului de Duhul Sfânt. Au experimentat acești oameni iubirea lui Dumnezeu, au experimentat și am experimentat cu toții dragostea lui Dumnezeu, Sunt evenimente așteptate, sunt evenimente dorite și sărbătorite de poporul lui Dumnezeu. În acea vreme și în anii aceștia, când oamenii nu cunoșteau atât de mult Cuvântul lui Dumnezeu, când nu aveau atâta scriptură, oamenii aceștia se lăsau călăuziți mai mult de Duhul lui Dumnezeu. Bisericile erau arhipline să asculte Evanghelia lui Hristos. Bisericile erau arhipline să stea în prezența lui Dumnezeu și să se bucure în prezența Duhului Sfânt. Era una din cele mai frumoase sărbători și înălțătoare sărbătoarea revărsării Duhului Sfânt în Biserica lui Dumnezeu. Nu la voia întâmplării Domnul Iisus Hristos face două referiri la lucrarea Duhului Sfânt în acest capitol. Prima este ceea ce am citit și a doua este următoarea. Căci mângăitorul, adică Duhul Sfânt, pe care vă trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Iisus și-a asigurat ucenicii, zicând în 14, cu versetul 16 la 17, Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mâncăitor care să rămână cu voi o zi în viac. Să rămână cu voi în viac. Și anume, acesta este Duhul adevărul pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. Apostolul Pavel ne aduce aminte, nu știți că ce voi sunteți templul Duhului Sfânt? Tu și cu mine noi, suntem templul Duhului Sfânt. De aceea locuiește în noi, cu noi și rămâne totdeauna alături de noi. Nu te bucuri, biserica? Nu te bucuri de promisiunea lui Dumnezeu? Nu te bucuri de ceea ce Mântuitorul a prevăzut pentru biserica și generațiile care vor veni? Iată, în primul rând, Duhul Sfânt este Duhul adevărului, poartă și numele de mângăitor, care are menirea să ne lumineze mintea, să ne mângăie și să ne ridice din întristările și căderile noastre. Acesta este Duhul Sfânt. De asemenea, Duhul Sfânt este mijlocitor între noi și Dumnezeu. El mijlocește pentru fiecare dintre noi, când este nevoie de iertarea păcatelor și vindecarea bolilor, a suferințelor noastre, Duhul Sfânt este mijlocitorul acesta. Glorie Domnului! Duhul Sfânt are slujba de învățător. Vă va învăța toate lucrurile. Toate lucrurile. O viață întreagă și n-am învățat prea mult. Încă aș avea nevoie mult timp să mai învăț. Dar astăzi și acum ne învață să rupem cu păgănătatea și să trăim frumos ca în timpul zilei. Astăzi la aceasta ne cheamă Domnul. Să rupem cu păgănătatea și să trăim frumos ca în timpul zilei. La patrulea rând, Duhul Sfânt are menirea să ne țină treși și să ne aducă minte de ceea ce a spus Isus Hristos. Ioan 14 și versetul 18 Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Glorie Domnului! Ce frumoasă promisiune! Apoi, în versetul 20, în ziua aceea veți cunoaște căci eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și eu sunt în voi. Nu vă dați seama câtă cooperare, câte dragoste, câte iubire, câtă lucrare o face Dumnezeu ca să lucreze împreună cu Fiul Său, cu Iisus Hristos, și Iisus Hristos să lucreze împreună cu un păcătos cum sunt eu. Să mă accepte pe mine așa cum sunt. Să te accepte pe tine așa cum ești. Dar să nu uităm căci în zilele de pe urmă, spune cuvântul lui Dumnezeu, vor fi mulți bășocuritori care vor lua în derâdere Lucrarea Duhului Sfânt. Avem experiențele acestea. Auzim alături de noi în coace și încolo. Lasă-mă frate cu prorociile. Lasă-mă frate cu rugăciunile. Pavel spune, în în capitolul 4, cu versetul 30 să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost răscumpărați pentru ziua răscumpărării. În primii ani de formare a bisericii a fost o familie care a avut o moșioară și s-au decis să o vândă. Și moșioara aceasta a valorat un anumit preț. Cei care dețineau această moșioară se numea Anania și Zafira. Când au fost confruntați de Petru, nu de ce și-au vândut moșioara pentru că nu era o problemă. Au fost confruntați de prețul cu care l-a vândut. Apoi citim în Cuvântul lui Dumnezeu că problema a fost că au ascuns adevărul. În zilele noastre, adevărul este relativ. Să spunem felul următor, chiar și între frați. Frate, și minciunea este o vorbă. Dacă cineva crede că ascunzând adevărul, lucrează pentru gloria lui Dumnezeu să înșală, le-a zis, de ce v-ați înțeles să mințiți pe Duhul Sfânt? Cei doi au căzut amândoi la picioarele apostolilor și și-au dat Duhul. Versetul 11 din acel capitol fapte 5 cu 11 ne spune că o mare fică a cuprins toată adunarea și pe toți cei care au auzit aceste lucruri. Doamne, ai milă de noi în aceste vremuri și dă-ne Duhul Tău ce Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul. Amin. De asemenea, aș vrea să spun și să ținem minte cu toții. Îmi vorbesc eu, mie, personal, și bisericii între și celor care ne ascultă în această seară. Nu l poți minți pe Duhul Sfânt. Este o persoană din Trinitatea Lui Dumnezeu, în Coloseni, capitolul 3 și versetul 25, citim în felul următor. Că cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o. Și nu se are în vedere fața omului. Poți fi văzător în casa lui Dumnezeu, poți fi ușier, poți fi păstor, proroc sau chiar vânzător. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după umblarea Lui și după credincioșia Lui. Citim în versetul 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună și pit, în pitvorul lui Solomon. Unde erau? Toți erau în primul rând împreună și în al doilea rând în pitvorul lui Solomon. Pitvorul lui Solomon era partea aceea unde putea să intre cei care erau din poporul lui Israel. Și nimeni nu cuteza să se alipească de ei, dar rodul îi lăuda și striga în gura mare, Dumnezeu s-a pogorât în mijlocul nostru. N-ați vrea ca puterea lui Dumnezeu să se pogoare în mijlocul bisericii Emanuel. N-ați dori să vedeți minunile lui Dumnezeu să nu fie doar numai vorbe goale, să fie puterea reală a lui Dumnezeu prezent aici. Și când poporul va striga Aleluia, Dumnezeu să înceapă să vorbească. Iuda ne îndeamnă la pocăință 1 cu 20. Dar voi, prea Zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Doamne, iartă-ne, Doamne, fii cu noi. Și încetăm să ne rugăm. Dacă poporul lui Dumnezeu și-ar pune în gând să caute fața lui Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu cu tot din adinsul, eu am convingerea că Dumnezeu încă poate să ridice poporul său la înălțimi înalte, pentru că Dumnezeul nostru este bun, mări să fie Domnul. Din biografia lui John Wesley am citit că într-una din călătoriile sale, dacă bine rețin, în vest Dakota era împins de Duhul Domnului. A intrat într-un bar de noapte și dansatoarea care l-a văzut l-a invitat să vine să danseze împreună cu ea. John, fiindcă era omul lui Dumnezeu, a acceptat invitația acestei tinere. Dar i-a spus în felul următor, eu, înainte să fac orice lucrare, mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să mă însoțească. Și-a plecat genunchi jos, în acel club și a început să se roace cu puterea Duhului Sfânt. În numai câteva minute, această tânără a căzut împreună cu el în fața Domnului și a început să-și mărturisească păcatele ei, trăirea ei, umblarea ei. Apoi un altul, apoi alții și alții. Și în zori de dimineață spune întâmplarea că Vesli a lăsat în acel, în acel oraș o biserică de 30 de persoane. De atunci și până astăzi, în orașul acela nu se permite să se vândă băutură alcoolică, nici să se consume, nici pe stradă pentru că puterea Lui Dumnezeu lucrează acolo unde omul Lui Dumnezeu se lasă cauzit de Duhul Sfânt. Apoi citim că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Citim că făgăduințele lui sunt condiționate de iubirea noastră față de Fiul Său și de credincioșia noastră față de Cuvântul Scripturii. El a spus: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și Duhul Sfânt vă va împuternici să faceți și voi lucrările pe care le-am făcut eu, ba încă și mai mari. Ce promisiune din partea lui Dumnezeu! Iisus Hristos și-a folosit tot timpul prielnic pentru a ajuta, a întări credința și mângăierea în momente grele, a vieții celor credincioși. Condiția a fost să rămână consacrați adevărului, trăind o viață loială în neprihănire. Iar în Ioan 1, 2 cu 5, avem principiul acesta de bază care determină legătura între Hristos și credincioși. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu, că a ajuns de săvârșită, prin aceasta știm că suntem în el. Lucrarea Duhului Sfânt este puterea care ajută la creșterea și desăvârșirea credinței. Împreună cu Biserica Domnului, în așteptarea revenirii Mântuitorului și Domnului nostru Isus Hristos. Îl așteptăm noi să vină ori. Suntem satisfăcuți de starea noastră. Lucrarea lui Hristos și a Duhului Sfânt, o lucrare progresivă, care ne apropie de Dumnezeu, ne unește, care, ca să fim una în trupul lui Hristos și ne transformă toată ființa umană după chipul și asemănarea lui Hristos. Slujirea autentică nu este obligatoare, se practică în dragoste și reverență, în prezența și călăuzirea dată de Duhul Sfânt. Pavel spune, umblați, călăuziți de Duhul, nu împliniți poftele firii pământești. Aș dori ca în această seară să ne ridicăm la rugăciune și să ne recunoaștem noi starea noastră și nevoile noastre. Să recunoaștem că nu suntem unde am fost atunci când am primit credința, iubirea și dragostea lui Dumnezeu. Să recunoaștem că avem nevoie de o reumplere a Duhului Sfânt. Ceea ce v-am vorbit eu în această seară sunt doar numai principiile de bază prin care putem să ajungem la această stare de hara Lui Dumnezeu, când în câteva zile, când va fi sărbătoarea Rusalilor, Duhul Sfânt să se pogoare peste biserica Lui, Duhul Lui Dumnezeu să ia în, în, în mână fiecare ființă și cu toții să putem să strigăm, Măriți să fie Domnul! Pentru aceasta, când ne ridicăm în picioare, veniți să facem o rugăciune, pentru poporul Domnului, pentru biserica Emanuel. Să facem o rugăciune unii pentru alții și să spunem: Doamne, ai milă de noi, iartă-ne, pune în noi dragostea și iubirea ta față unul de altul, să putem să trăim pentru tine și pentru împărăția ta. Cuvântul spune în felul următor, rugați-vă neîncetat, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, că la aceasta, aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorocii, nici prorociile. Vă îndemn. Veniți. Să decidem în mintea noastră, în inima noastră și să spunem, Doamne, Vrem ceva nou. Vrem ceva nou, Doamne. Începe ceva în mine, ceva nou, ca să pot să predau și altora, să pot să spun și altora, să pot să arăt și altora cine sunt, că sunt copilul tău, sunt răscumpărat de tine și în mine locuiește puterea Duhului tău ce sfânt. Ne ridicăm cu toții la rugăciune să spunem Doamne, ai milă de noi și dă-ne harul tău. Cu toții ne rugăm Domnului.